Atacantul echipei Zenit Sankt Petersburg, care are rude în Ucraina, nu va participa la următoarele meciuri ale Rusiei. A declarat că această absență este din motive familiale, nu politice. Nu voi merge la națională, însă nu din motive politice, ci din motive familiale. Însă nu vreau să intru în detalii. În această perioadă prefer să petrec timp cu familia mea, a afirmat atacantul echipei din Rusia. Capitanul primei reprezentative nu a fost convocat pentru următoarele meciuri ale naționalei de la sfârșitul lunii martie, din cauza situației dificile din Ucraina, unde locuiesc rude ale jucătorului. După invadarea Ucrainei de către forțele armate ruse, FIFA a decis să excludă Rusia din play-off-ul de calificare pentru Cupa Mondială din 2022, programată la sfârșitul lunii. Federația Rusă de Fotbal a contestat această decizie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv și a solicitat ridicarea excluderii până la judecarea pe fond a speței, aspect asupra căruia Tribunalul de Arbitraj Sportiv trebuie să se pronunțe în curând.